că sunt sigur că vă veți aminti cel puțin o poveste sau o explicație din ce v-am spus în această seară și o veți spune mai departe. Din punct de vedere simbolic, faptul că umplem străzile în încercarea de recuperare a memoriei mi se pare extrem de important, mai ales în acest context în care Bucureștiul este aproape neadministrat. Suntem atâtea sute de oameni și mii de oameni din fiecare sezon care ne reunim în mijlocul Bucureștiului, în mijlocul unui oraș care se prăbușește sub ochii noștri și e un fel de manifest pentru patrimoniul Bucureștiului. Sigur că nu e suficient că spunem aceste povești. Sigur că nu e suficient că dumneavoastră le veți spune mai departe. Dar sunt convins că la un moment dat vom fi suficient de mulți conștienți de această importanță a patrimoniului cât să transformăm subiectul patrimoniului construit într-un subiect de interes public. Proiectul Catalog București pe care îl desfășurăm din 2017 încoace este un proiect care s-a născut din dorurile Argent cu bastonul prin București. Ne-am dat seama că entuziasmul, încrederea celor care vin de 9 ani de zile alături de noi prin mijlocul orașului trebuie folosită și avem oameni care s-au plimbat cu noi ani de zile și care au devenit voluntari în proiectul Catalog București. Proiectul Catalog București este o inițiativă prin care colectăm, inventariem toate imobilele vechi, noi, construcții, șantiere, terenuri virane de pe toate străzile din cele 98 de zone construite protejate ale capitalei. Adică, în anul 2020, Argent va avea peste 14.500 de fișe de inventar cu peste 55 de informații și 5 fotografii pentru fiecare imobil în parte. Va fi o muncă enormă, e o muncă enormă, e o aventură de unde lipsesc banii și de unde lipsește și deschiderea autorităților pentru acest proiect. Inventarul celor 98 de zone construite protejate trebuia făcut în anul 2000, în urmă cu aproape 20 de ani. Nu l-a făcut nicio autoritate, îl facem noi acum pentru a pune bazele unei legislații mai bune pentru protecția patrimoniului construit al capitalei. Din păcate, 20 de ani nu s-a făcut foarte mult pe acest subiect, dar sunt încrezător că vom reuși să ducem la capăt proiectul Catalog București, pentru care sunt perioade în care lucrăm și peste 14-16 ore pe zi, sunt 120 de voluntari coordonați de vreo 10 arhitecți, alți 4 oameni care lucrează zi de zi la asta și cred că e important să conștientizăm că patrimoniul construit al capitalei este o resursă neregenerabilă. Pierderea și mutilarea este ireversibilă. Am reușit să colectăm date din aproape 30 de zone protejate, ceea ce este enorm, nu ne propuneam atât de multe. Deci am trecut de un sfert din zone și în 5 iulie sper să lansăm și platforma cataloguBucurești.info când veți înțelege de fapt ce am colectat. Sunt